Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vom discuta despre text content, inner text și inner HTML. Vom vedea care sunt diferențele între ele și când este mai optim să folosim ce metodă. Am pregătit un, o mică pagină, e simpluță, nu are foarte multe elemente, are doar un div cu un H1, niște spanuri în interior și un paragraf de asemenea cu un span iar în zona din față, așa arată frontend-ul. De, de această pagină ne vom folosi în următoarele 4-5 episoade, vom discuta și despre clase, despre design, despre eventuri, atribute și așa mai departe și vom lucra pe același fișier. O să vedem acum care sunt diferențele dintre cele, trei, dintre cele, trei, metode. Prima metodă, text content, returnează sau setează conținutul elementului sub formă de text, deci nu putem să introducem taguri HTML. Diferența dintre text content și inner text este că text content returnează tot conținutul, tot textul care se află în interiorul elementului. O să vedem imediat la inner text care, ce anume ne returnează el. Iar acum putem să selectăm acest H1 pe care îl avem aici și să vedem exact ce ne returnează această metodă. Deci vom avea un const element query selector H1 și dacă dăm un console log pe element .text content și ne mutăm în browser, dăm un refresh, vom vedea că avem lorem ipsum dolor citat amet. Asta Uh, pentru că, exact cum am spus, această metodă ne returnează tot conținutul. Dacă ne uităm în partea de sus la H1, o să vedem că sit amet nu sunt vizibile și asta pentru că în interior avem un span care are display nan. Acest span de aici are display nan. Deci, practic, text conte ne returnează chiar și textul care nu este vizibil pe site. Și dacă vrem, spre exemplu, uh, să înlocuim acest text, putem să spunem element.textcontent este egal test, să zicem. Și dacă dăm un refresh, vedem că ne-a ne înlocuit uh, ne locuit conținutul H1-ului, inclusiv acel span care este inexistent. Ce spuneam că cu acest text content putem să uh, adăugăm doar text, este că dacă încercăm să punem acest text în paragrafe, în taguri, o să vedem că ni-l afișează ca atare, adică nu îl convertește în HTML. Vom comenta această metodă ca să ne folosim de același de același H1 cu textul original și dacă venim un pic mai jos și dăm un console log și pe inner text. Acest inner text ne va returna numai ce vedem în partea din, din față, adică nu ține cont inclusiv de elementele care sunt ascunse și ne returnează numai elementele care sunt vizibile pe site. Deci aceasta este diferența dintre inner text și text content. Este diferența de ceea ce ne returnează practic, pentru că setarea conținutului se face identic, exact cum am pus aici element text content, dacă folosim acest inner text, va funcționa la fel. Deci nu este nicio diferență, diferența este doar la returnare. Voi comenta de asemenea și, acestă, și, această linie și mergem mai departe la inner HTML, care inner HTML preia, adică ne returnează conținutul, dar și setează conținutul sub formă de HTML. Iar dacă dăm un console log pe element.innerHTML, vom vedea exact acum care este diferența. Deci, ne arată inclusiv tagurile de span. Da, acest span pe pe aceste, două, pe aceste două cuvinte avem un span pentru bolduit, elementul. Mă rog, fiind H1 nu se vede, dar eu am pus un span acolo. Și uh, mai departe mai avem un, acest span care este ascuns. Deci practic ne returnează cu totul uh, conținutul inclusiv cu tagurile și pe acest HTML putem inclusiv să setăm cu taguri test și dacă dăm un refresh vedem că ne apare normal, dacă ne uităm în el vedem că avem acest tag de paragraf pe care l-am pus ce acesta este diferența dintre cele trei, dintre cele trei metode. Le veți folosi foarte mult pe toate, mai ales HTML-ul, atunci când veți avea nevoie să adăugați conținut sau și să preluați, dar mai important este când adăugați, pentru că la preluare nu prea o să folosiți, adică nu o să aveți nevoie neapărat de taguri, mai degrabă veți folosi text content sau inner text dacă vreți să verificați conținutul unui, unui element, ce text are. Uh, în episodul următor începem să vorbim despre clase, după aia despre atribute, despre design și ulterior vom trece la event listeners, deci rămâneți alături de, de mine pe canal, nu uitați de like și nu uitați să vă abonați. Ciao!